Conducta principală de alimentare cu apa orașului Bumbejiu s-a fisurat. Lucrările de remediere vor începe joi. Apa se va asista pentru următoarele 4 zile. E vorba despre aducțiunea care vine din baraj și ajunge la castelul de echilibru, ca pe urmă să vină în casa vanelor, care este stație în momentul de față a apei Regio CET Bumbejiu. Și în timp prezintă o porțiune de beton care este corodată și necesită și o fisură cam de lățime de vreo 10 cm. Locuitorii vor avea apă cu porția necesarul, asigurându-se cu ajutorul unor puțuri. Apa va fi oprită în jur de 4 zile, cum s-a preconizat, și urmând ca noi să lucrăm prin pompări de la stațiile care le avem în zona Sadul 2 și cu puțurile de la Bârlești, să asigurăm un minim de apă. Și cei de la UMESADU și-au luat toate măsurile de precauție pentru ca activitatea să nu fie afectată. Noi avem niște rezervoare de 500 de metri cub care rămân pline și pentru 2 zile de lucru e suficient. Plus că și noi ne-am planificat joi, o mare parte din personal va face așa curățenia de primăvară prin toată uzina, cu niște defrișeri, cu măturări.